Max, ne aflăm înaintea meciului cu Chindia Târgoviște, venim după o pauză, rămâne să ne spui tu dacă a fost binevenită, bine meritată și apoi vorbim de meci. Foarte binevenită pauza pentru noi cel puțin, am avut și câțiva jucători accidentați, jucători care s-au resimțit după, cel puțin după ultimul joc. A fost o perioadă bună, o perioadă în care am discutat mai mult, n-am trecut nici noi prin momente foarte, foarte bune. Deși ultimul joc, cu puțină atenție, puteam să obținem toate cele trei puncte. Eu sper că ne-am învățat lecția și deja să fim mult mai responsabili. Sunt cu totul alte date ale problemei și față de meciul cu Tunar, dar și față de ultima întâlnire, cea mai recentă cu Chindia din cupă. Exact. Am avut un meci contra lor în cupă. Ei au venit, cum a declarat și antrenorul lor, cu echipa a doua, după spusele lui. Au lăsat mai mult sau menajat mai mulți jucători, au lăsat jucătorii acasă, acum e cu totul alt meci și dacă veneau în prima fază cu prima echipă și jucam la o lună distanță, altele erau datele pe problemei, dar un joc simplu nu va fi. Ne așteptăm poate la unul dintre cele mai intense meciuri de până acum și mă refer și la ideea în care ei vin după această depunctare și le e un pic cuțitul la os, cred, chiar dacă poate pe noi nu ne privesc atât de mult lucrurile astea. Exact, sunt lucruri interne pe care noi nu le știm, doar le citim. Cred că nu e ușor pentru un jucător câte puncte au obținut ei să-ți fie luate și din acele puncte câteva. E puțin frustrant, e un obiectiv clar și acela de a promova. O presiune există, cred că, și pentru ei, cum există și pentru noi. Noi ne dorim la fiecare meci să scoatem maximul și să luăm cele trei puncte, dar, ai spus tu, va fi un meci cu încărcătură și noi venim după trei meciuri fără victorie. Ei, la fel, cu luptele astea interne, producerile, schimbările care au avut loc la ei în club, dar până la urma urmei depinde totul de jucători și ei trebuie să se exprime pe teren și doar ei pot face meciul. Strict pe teren, la ce fel de meci, tip de meci crezi că vom avea parte? Ei sunt o echipă foarte, foarte agresivă, au încercat la fiecare meci să pună presiune pe adversar, să ia adversarul de sus, fac un pressing foarte bun, au și calitate, au experiență pe linia de fund, sunt o echipă bună, așa a fost formată, ca o echipă de promovare, dar au și punctele lor mai puțin bune, de care noi sperăm să beneficiem. Cum i-ai simțit pe băieți în săptămâna aceasta plină cu antrenament? Să știi că tu ești alături de noi majoritatea timpului și nu cred că am avut probleme de implicare a jucătorilor, dar mi s-a părut că cel puțin săptămâna trecută și săptămâna aceasta au fost mult mai mutați și ăsta e un plus. Și-au dat și ei seama că trebuie un pic să fim mai cinici în unele momente. La Tunari, că vorbeam de ultimul meci, a fost o minge aruncată despre care noi știam și a fost acea greșeală în lanț. A ajuns să ne egaleze din nimic. Eu sper să învățăm odată cu trecerea meciurilor din greșelile astea și să nu le repetăm. Ai spus și după înfrângerea de acasă și după cea din deplasare că s-a cam resetat contorul la propriu și la figurat. Simți că cumva sunt și jucătorii mai altfel mental? Crezi că apăsa această idee că n-ai fost învinse? Tot vorbea despre asta. Eu nu cred că s-a inventat echipa neînvinsă până la urma urmei. Am activat în Liga 3-a cu tot respectul. E un campionat bun și la Liga 3-a. Nu e ușor să câștigi toate meciurile. Ei s-au formalizat, s-au antrenat săptămână de săptămână. Au reușit acele rezultate, dar acum suntem în altă ligă și, cum îmi spuneam, trebuie să fim puțin mai organizat, mai cinici, să rupem momentele adversarului, momentele bune, să beneficiem de momentele bune ale noastre, să fim mult mai tranșanți acolo la finalizare, pentru că noi la fiecare meci am avut ocazii. Nu am asta le spun și jucătorilor. După fiecare meciuri există frustrarea rezultatului, dar pe ansamblu, pe mine, jocul m-a mulțumit. A fost un joc constant, bun. Faptul că ratăm și nu, nu,
nu fructificăm toate ocaziile. Asta cumva, asta ne pune o presiune și pe noi, cum să antrenăm la, să facem în antrenamente mult mai multe situații de joc, cu care ne întâlnim și la joc, și să fim mai productivi. Eu, pe mine m-a mulțumit jocul, doar rezultatul n-a fost de partea noastră și până la urma urmei lumea te cataloghează după rezultat și trebuie să fim mai atenți. Mulțumesc, Max. Mulțumesc și eu. Eu ne aflăm înaintea meciului cu Chindia. Înainte de asta însă am avut parte de o pauză. Te-aș întreba pe tine dacă a fost binevenită sau ai fi preferat să aveți meciul în picioare. Bună ziua, în primul rând. Da, eu consider că această pauză a fost foarte benefică pentru noi. Ne-am antrenat foarte bine. Chiar pot să spun, săptămâna aceasta toți băieții au fost 100% la antrenament. Spre fericirea noastră că suntem cu toții sănătoși, mici excepții la Nick, care știți accidentarea lui, și Elton la gambă, dar suntem 100% și sunt convins că va fi un meci cu Chindia foarte bun. Ați lăsat în urmă meciul cu Tunari, toată lumea s-a așteptat la o victorie, acolo ați avut-o în mână. Da, și noi ne-am fi dorit să luăm cele 3 puncte, din păcate o greșeală în lanț, să spun așa, a noastră, nu am reușit să obținem cele 3 puncte. Dar suntem optimiști, suntem încrezători, ne-am antrenat foarte bine, cum am spus și mai devreme, și sunt convins că vom face un meci foarte bun aici acasă. Vine meciul cu Chindia, datele problemei sunt schimbate, bineînțeles, și față de meciul cu Tunar, dar cred eu și față de ultima întâlnire cu Chindia din cupă. Cu siguranță, pentru că eu cunosc mai mult de 3 sferturi din echipă de la Chindia și au în componență jucători care au jucat și la prima ligă și vor veni aici să obțină maximul din meci. Dar, cum am spus, am încredere în băieți, ne-am antrenat foarte bine și va fi un meci frumos și greu. Cât de mult crezi că apasă asupra importanței acestui joc și faptul că au fost depunctați recent? Da, am citit în presă, dar lucrul ăsta pe noi nu ne interesează, ba din contră ne ambiționează, pentru că cu o victorie îi vom ține la 7 puncte și totul stă la mâna noastră. Tocmai în această idee, crezi că presiunea e cumva mai mare pe umerii lor? Da, pentru că ei au drept de promovare și 100% vor veni să obțină cele 3 puncte. Mai departe, rămâne de văzut cine va câștiga meciul. Strict pe teren, la ce tip de meci crezi că ar trebui să ne așteptăm? De luptă, cu siguranță. Sunt o echipă care fac pressing, din ce am văzut, și acum o să avem vizionare în vestiar. Au jucători cu calitate, trebuie să recunosc asta, dar și noi avem un lot jucători care pot face diferența în orice moment. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!